Muzeul de artă din Craiova se află din octombrie 2010 într-un amplu proces de consolidare și restaurare. În timpul lucrărilor au fost descoperite un plafon lucrat în imitație de lemn, dar și 5 șemineuri la subsolul clădirii, care datează de la începuturile construcției. Muzeul de artă este un loc în care domnește măreția. Ridicat între 1900 și 1907 după planurile arhitectului francez Paul Gautreau și inaugurat în vara lui 1954 în palatul fostului mare negustor Jean Mihail, instituția poartă în construcția sa veche multe surprize. Directorul muzeului Florin Rogneanu a vorbit despre lucrurile inedite descoperite. Constructorul și restauratorii, ei au muncit. Noi am fost lângă dânsii în permanență, ne-am consultat în permanență și, bineînțeles, au venit și o serie de surprize. Poate cea mai mare a fost descoperirea unui plafon pictat în imitație de lemn, unde a fost cabinetul Brâncuș, cabinet care fusese construit în 1966-67, și care a avut o structură metalică și una de lemn, care nu a permis să vedem ce se află sub. Și, într-adevăr, am descoperit un plafon cu travee pictate în imitație de lemn, ceea ce ne-a condus la concluzia, noi știam din arhive, dar nu știam care a fost împărțirea palatului, întrucât proiectul Paul Gautreau, proiectul original, nu se mai găsește. Am descoperit această sufragerie mică. Se știa că sufrageria mare a fost vechea sală italiană cu plafon pictat în imitație de lemn și cu casete pictate cu rodii în stilul francez de la sfârșitul secolului al XVIII-lea. Apoi o altă descoperire a fost în momentul în care s-a umblat în pivnița muzeului, acolo unde au fost depozitate toate ușile din muzeu din 1954, când s-a deschis muzeul, și sub teancul, putem să-i spunem, de uși, au fost peste 60 de uși duble, s-au aflat și am descoperit câteva din șeminele originale. Noi știam unde au fost așezate, adică în sala italiană, în sala franceză 2, adică sala cu mătase, care s-a restaurat, s-a terminat restaurarea ei, de asemenea în sala flamandă, și bănuim că unul dintre ele a fost în sala Brâncuș, acolo unde am găsit în pereți guri de la vechile sobe, am presupus noi, încolo trebuie să fi fost ale vechiului șemineu. Mai mult, atunci când s-au restaurat candelabrele originale ale palatului, unul dintre ele, restauratorul ne-a făcut marea surpriză să ne spună că tăvițele de sub bobeșele în care se puneau lumânările erau suflate cu aur. Sunt multe lucruri interesante, adică am putut vedea de data aceasta bolțile, pentru că s-a decopertat parchetul vechi, care era complet inutilizabil, nu se mai putea rașcheta, și am dat de bolțile vechi ale subsolului, acolo unde muzeul are depozitele pe întreaga suprafață a palatului. Lucrările de consolidare și restaurare au vizat și candelabrele, grav afectate la cutremurul din anul 1977. Totodată s-a lucrat mult și la tocărie pentru ca întreaga structură lemnoasă să rămână cea originală, fără intervenții din partea constructorului. Doresc să vă spun că s-a lucrat foarte mult și pe conservare lemn. Deci absolut toată tocăria, toate lambriurile au fost desfăcute, curățate, tratate, antifoc, după care au fost chituite, vopsite, în așa fel încât întreaga
structură lemnoasă să rămână cea originală, fără intervenții din partea constructorului. În general, s-a lucrat mult într-un ritm susținut. Bineînțeles că la orice construcție, acum ne aflăm și în perioada finală, mai sunt o serie de rectificări de făcut, mai există comisii permanente care trec din partea Consiliului Județean, din partea constructorului. Și noi am încercat o colaborare foarte bună, atât cu arhitectul care a răspuns de această lucrare, cu constructorul, tocmai pentru a realiza un lucru deosebit. De ce? Pentru că absolut toate elementele pe care le-a avut palatul originale, ele au trebuit refăcute în aceeași manieră sau în aceeași structură. Spre exemplu, așa cum este cazul parchetului, el a trebuit refăcut pe același desen pe care l-a avut inițial, adică din plăci mari de 80 pe 80 de centimetri, care cuprind de fapt 42 de elemente componente, în așa fel încât se desenează și se amplifică un desen al pătratului pe întreaga suprafață a parterului sau a etajului. S-au refăcut și cele trei sobe ornamentale originale pe care le-a avut palatul și care fuseseră aduse de la Viena. S-au umblat la refacerea candelabrelor, pentru că să nu uităm, parte dintre ele au fost distruse la cutremurul din 1977. Reparațiile care s-au făcut atunci s-au făcut într-o iuțeală extraordinară, adică timp de o lună de zile palatul a trebuit refăcut, vopsit, consolidat. Consolidările de atunci au fost unele minore. Parte din zidurile interioare au trebuit refăcute acum. S-au scos vechile intervenții asupra zidurilor, s-au scos o serie de perforări dintr-o sală în cealaltă, făcute anterior față de proiectul inițial, în așa fel încât să se aducă clădirea și monumentul la frumusețea lui dintâi. Deși lucrările se desfășoară într-un ritm alert, oamenii muncind de la 7:30 până la ora 22, nu poate fi stabilită cu exactitate data la care va fi deschis muzeul. Conform legislației în vigoare, pentru un spațiu renovat sau restaurat, trebuie să treacă cel puțin 3-6 luni de la terminarea lucrărilor pentru asigurarea stabilizării microclimatului interior. Muzeul de artă avea, înainte de începerea lucrării, o medie de 27.000 de vizitatori pe an.